Eu aș vrea să rog pe domnul director de la teatru, domnul Sorin Francu, să, pentru că dânsul beneficiază de o sumă considerabilă privind zilele Focșanului, ceea ce este foarte bine și foarte frumos să se duce mai departe această tradiție la Focșan, dar aș vrea să ne consegneze, pe cât posibil, ce invitații să avem și ce are de gând programul pe scurt acestor manifestări. Pentru că dânsul având în vedere că încă nu s-au aprobat sumele pentru această manifestare, este prematur să vă pot da un program. Abia după ce voi ști că am suma în cont, voi putea să demarez negocieri și discuții pe foarte repede înainte, ca să pot într-adevăr să pot să aduc la Focșani în acest sfârșit de săptămână, pentru zilele Focșanului, când municipiul acesta împlinește 470 de ani de existență, conform primei aceste documentare, să pot ca într-adevăr să fac această manifestare de sfârșit de săptămână, de zile municipiului Focșani, la înalta calitate în care au fost obișnuiți cetățenii municipiului. Eu acum vă spun zice, dar sunt îngrijorat cum o să cheltuiască acești bani, dacă nu sunt știe pe ce mai trebuie acești bani. Avem astăzi proiectul de hotărâre cu privire la zilele orașului Focșani, modificarea bugetului, completarea bugetului. La articolul numărul 1, dumneavoastră, ne cereți să vă aprobăm o suplimentare de buget pentru această manifestare de 670.000 de lei. Economia pe care doriți să o realizați dumneavoastră, doriți să o realizați din dobândi și cheltuieli financiare. Până aici toate lucrurile sunt foarte bune și frumoase. Asta pentru economie, pentru orașul Focșani, se pare corect că astăzi cetățenii orașului Focșani să poată beneficia de munca și de taxele și dăruirea lor pentru acest oraș. Aș vrea totuși, în cadrul acestui proiect de hotărâre de modificare a bugetului, în cuprinsul acestor cheltuieli de 610.000 de lei, pe care domnul director al Teatrului Municipal le va realiza pe parcursul acestor zile, aș dori să, printre altele, aș dori ca și cetățenii, meritorii, elevi, profesori care au muncit în acest oraș, care au adus faima acestui oraș, aș dori să beneficieze și ei de această sumă. Deci această sumă este încadrată în bugetul municipiului Focșani și de această sumă beneficiază foarte mulți copii de pe raza municipiului Focșani. Mai mult decât atât, în fiecare an, primăria municipiului Focșani, în baza rezultatelor obținute de către elevii noștri la olimpiadele naționale și internaționale, primesc în fiecare an, de regulă de ocazia zilelor municipiului Focșani, se pare că am întârziat un pic cu constituirea Consiliului Local, nu mai putem. Dar sper să o reglăm la prima ședință ordinară din această lună. Deci se alocă sume pentru profesori și pentru elevii olimpici în baza rezultatelor trimise de către Ministerul Învățământului prin Inspectoratul Școlar Județean Vrancea. Consider că acest amendament nu și are rostul și îl consider oarecum făcut așa pe